Bine v-am găsit la emisiunea Bon Chef, locul unde învățăm împreună arta mesei. Săptămâna aceasta, împreună cu bucătarul Dorian Potecaru de la Chefs Experience din Floreasca, explorăm o bucătărie, hai să zicem, internațională. Avem astăzi un preparat clasic, o salată Caesar cu ce anume? Da, o salată Caesar cu piept de curcan. Cu piept de curcan. Da. Aici avem salata cosp, eu folosesc salată cosp, puteți să folosiți iceberg, salată verde. Eu am ales acest tip de salată deoarece mie îmi place. Avem, cum am zis, salata cosp. E o salată mai păturoasă, așa, da, ca să mă exprim. Avem, cum am zis, ingredientele: salata cosp, crutoane pe care puteți să le aromați cum vreți. Puteți să faceți crutoane cu rozmarin, cu cimbru, cu ulei de măsline și usturoi, cum doriți. Tu tai salata destul de mare, asta am observat. Da, trebuie tăiată bucăți mai mari, nu rondele, nu tocat, nu, da, să o lăsăm puțin mai mare. Crutoanele. Aici avem dressingul Caesar. Așa. Și din nou, dressingul Caesar puteți să-l faceți cum doriți, mai concentrat, mai puțin concentrat. El e un sos care are la bază, e un sos alb. Da, e un sos alb pe bază de maioneză. Maioneză, da. Eu folosesc atunci când îl fac și apă minerală, deoarece îl face mai moale, mai maleabil. Este mai aerat așa. Da, este puțin mai aerat. Având în vedere că este până la urmă o salată, chiar dacă folosim maioneză, nu folosim foarte multă, deci nu are un conținut prea mare de calorii. În general este o salată destul de ușoară și din cauza faptului că noi folosim piept de curcan, mi se pare o alegere mai bună decât pieptul de pui, mai ales... Da, rețeta clasică e cu piept de pui. Da, rețeta clasică este cu piept de pui și de aceea îmi țin să precizez că noi folosim piept de curcan. Eu am gătit curcanul pe grătar înainte, puteți să-l gătiți doar la cuptor sau cum aveți preferințe, din nou, puteți să-l marinați înainte sau cum vrea fiecare. Tot așa, îl tai bucățele puțin mai mari, nu tocat, se vadă frumos pe farfurie. După cum văd, el e făcut medium, nu e ars prea tare pe... Este puțin roze, adică este gătit bine, deoarece carnea albă trebuie gătită bine, dar l-am lăsat și puțin suculent, să nu fie uscat. Nimănui îi place o mâncare uscată. O să punem și puțin sos peste. Da, îmi place că tu, în general, totul lași mai mare tranșat. Am văzut că și carnea și crutoanele tale chiar remarcasem că sunt mari, nu sunt din acelea mărunțite. Se simți aromele, gustul, nu îmi place să fac nimic fără un aspect. Să fie o formă. Așa, aceasta este salata Caesar, o salată, cum am zis, simplă, ușoară. Da, neobișnuită ca formă până acum, din ce am văzut, și montajul tău așa pe platoul ăsta lung e frumos. Spune-mi un singur lucru. Salata asta e, în general, neapărat una de vară sau se poate... Este o salată pe care poți să o consumi și ca aperitiv, și ca fel principal, și vara, și iarna. Eu cred că este o alegere foarte bună. Cum am zis, conținutul calorii nu este foarte mare, foarte proaspătă, bună. Puteți să diversificați foarte multe de aia, cum am zis. Sosul poate fi diversificat, crutoanele, tot ce bagi în el. Puteți să mai băgați și alte ingrediente dacă vă place. Eu o fac simplă și las la alegerea clientului. Dacă mai asta vreau să te întreb, că ea, într-adevăr, ca notă generală, e foarte simplu realizat. Dacă mai poți recomanda și niște variații de, nu știu, ce spice-uri mai pune tu? În general, poți să mai pui și anșoa întreagă, roșii, sherry prin ea, depinde cum preferă omul. Da. Și merge anșoa cu... Da, deoarece anșoa se regăsește și în sos. Ah, ok. Da. Deci, aia zic, putem spune și bucăți întregi, roșii, sherry sau, cum am zis, crutoane de diferite gusturi, cum preferați. Eu am ales această variantă simplă pentru că este, poate fi acceptată de absolut oricine. Așa e, poate fi făcută de toată lumea acasă. Da. Îți mulțumesc pentru rețeta de salată Caesar destul de originală pe care ne-ai oferit-o astăzi. Și vă mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem mâine la o nouă emisiune Bon Chef.